5.000 de lei, acolo a dus jackpotul primul concurent. Al doilea, hai Vlăduț, doboară-l! Salut Vlăduț! Salut! Ești bine? Da, sunt bine. 5.000 de lei, acolo a setat concurentul de adineauri suma. Dacă faci 5.100, tu pleci cu banii acasă. Cine face mai mult de 5.000 de lei, de 6.000 de lei, de 7.000 de lei, cine adună cei mai mulți bani, câștigă. De unde vii? Vin de departe, din Maramureș. Maramureș. Din localitatea Buciumi. Cel mai frumos loc din lume, așa spun eu. Ai așa un pic de accent de Maramureș. Păi nu, trebuie să... Am o moștenire culturală locală. Cu ce te ocupi, Vlăduț? Ce faci? În prezent sunt operator date, însă ca specializare sunt filolog, critic de teatru și actor de musical. M-ai doborât. Filolog? Ai terminat filologia? Da. Wow! Și noi ne jucăm cu cuvinte aici. Aici sunt cuvintele cele care... Aici îmi dau examenul. Aici e examenul. Filolog. Interesant. Și critic de teatru? Da. Conform diplomei, dar nu practic, n-am practicat niciodată. Și ai mai zis ceva? Musical. Musical. Actor de musical, tot așa, conform diplomei, dar... Tot n-ai apucat nu. Să... Încă nu. Auzi, examenul tău de filolog începe în 10 secunde. Regulamentul îl știi? Da. Te văd așa că trage aer în piept. Am emoții, evident. Păi să fie cu noroc. Să fie. Definiție: placă sprijinită pe unul sau mai multe picioare. Literă. Literă. O mai iei și în oraș uneori. Cred că o mai iei în oraș. Masă. Masă. Masă, Vlăduț, până nu m-am așezat. Masă. Mă gândeam, dar nu eram sigur. Nu te gândi la lucruri complicate. Nu complica. Viața e simplă. Hai să o luăm așa cum e ea, frumoasă și simplă, da? Da. Vlăduț, căsătorit? Nu. Celibatar. Singur, de fapt, momentan. Singur. Câți ani ai? 30. 30. Oh, păi, sunt mulți celibatari pe pământul ăsta. Nu degeaba te-am întrebat. Totalitatea oamenilor de pe globul pământesc. Ce simplu e, o să-ți dai seama imediat. Literă sau oprești timpul sau... Literă. Literă, literă, 100 de lei te costă, literă. L-ai oprit, bine ai făcut. Sumă? Nu, e sinonim cu omenire, cu oamenii. Lume. Cum? Lume. Lume, Vlăduț! Lume! Lume, soro, lume! 3 minute și 22 de secunde, am trecut de 4 litere. Te văd așa îngândurat, melancolic, mirat, care-i starea ta? În continuare am emoții. E ideea, așa cum ai spus, că mă gândesc la lucruri mult mai complexe, iar răspunsurile sunt chiar simple, foarte simple, de fapt, nu simple. Și mă pierd în momentul în care văd întrebarea. Vrei... ceva așa, mai un neologism din ăsta, mai nu neapărat, dar o definiție mai complexă, probabil. Lume, lume, soro, lume, masă, masă, placă din 4 picioare, n-are 4, câte are? De obicei are 4. 5 litere. Okay. Lucrurile simple sunt alea care ne dau nouă de bătăi de cap. Lucrurile simple. Vlăduț, fii atent. Ansamblul mijloacelor tehnice prin care se imprimă un text. Tipar. Tipar, Vlăduț, tipar! Ăsta e tiparul pe care trebuie să mergi. Simplitatea. Tipar, Vlăduț. 5 litere, tot așa. Hai să nu ne oprim. Hai să mergem mai departe. Din 5 litere. Ăsta e un adjectiv așa. Fii atent, Vlăduț. Cer de un albastru limpede. Adjectiv. Senin. Senin, Vlad, senin. Senin, ai 1600 de lei și mai ai 3 minute și 15 secunde. Wow. Ho, ho, domnule, critic de teatru, îmi place asta. Ai cunoscut oameni mari de teatru, de film, de... De teatru, dar nu foarte mulți, dar am cunoscut. Dă-mi un exemplu. Dorina Lazar, Ion frumos. Caramitru, regretatul Ion Caramitru. Frumos.
Șerban Pavlu. Șerban Pavlu, Caramitru. Ai scris vreo biografie, vreo carte, vreo ceva, nu? Am scris un articol despre regretata Tamara Buciuceanu Botez. Ai cunoscut-o? Din păcate nu. Dar am scris un dicționar în multimedia al Teatrului Românesc. Interesant. Ne-am limpezit acum, da? Da. Fii atent, Vlăduț. 6 litere. În contact cu apa face priză și se întărește. Cât de ușor. Oh, cât de ușor. Literă. Literă. 3 minute, 6 secunde. Oh, cât de ușor e. Făină? În contact cu apa face priză și se întărește. Ăsta, făină, e din 5, ăsta e din 6. Fii atent, e un praf fin. Îl pui, e un praf, îl pui și îl pui în apă și se pietrifică. Îl pui în apă. Se folosește și în, mai ales, se folosește în construcții, de exemplu. Ciment. Cum? Ciment. Ciment, Vlăduț! Ciment, 2100 de lei. Ciment. Tot 6 litere. Fii atent. Una dintre culorile fundamentale ale spectrului luminii, cuprinsă între albastru și violet. Ai oprit timpul, jumătate indigo. De minut. Indigo! Mai apasă și spune. Indigo! 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 Asta e, Vlăduț, ascultă-mă! Nimic nu e mai important decât să apuci cu forță. Tare, măi, Vlăduț! Ești așa, te văd foarte firea, foarte emotiv, foarte... Auzi, am avut concurenți care erau să-l spargă, am vrut să-l rup factură pentru butonul ăsta. Păi eu vreau să fiu drăguț. Dar fii atent, când apeși tare, noi auzim bang și o să vezi că se schimbă luminile aici. Deci dacă tu nu apeși tare, noi nu ne dăm seama și aparatul nu ți înregistrează răspunsul. Vlăduț, tare, da? Da. Auzi? Din 7 litere. Vlăduț! Părul de deasupra buzelor. Mustață. Mustață pentru un filolog. Ce poate să fie mai ușor? 30 de ani, critic de teatru, mustață. Din 7 litere. Mamă, cum îți vin bani așa. Pac, 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 cât de ușor. Din 7 litere. Complicată definiția, dar sală sau clădire care adăpostește bazine de apă în scopuri științifice sau pentru a fi prezentate publicului. Acvariu. Ne ia toți banii. 4100 de lei, acvariu. Ne ducem la 8 litere. Va fi tot mai greu, fii atent. Dacă ratezi răspunsul, îți scad 100 de lei pe literă. Vlad, domnule critic de teatru, e un adverb ăsta. În interior, într-un anumit spațiu. Filologie. Ai terminat filologie. Ăsta e examenul tău. Înăuntru. Înăuntru! Înăuntru! Ai 4.900 de lei. Wow. Ai 4.900 de lei. Îți lipsesc 100 de lei ca să-l bați pe domnul Sergio. 100 de lei. Și mai ai 2 minute și 34 de secunde. Mai ai un cuvânt din 8 litere. 2 din 9, 2 din 10. Poți. Poți, Vlăduț. Auzi? Am nevoie de singularul cuvântului. Filolog, domnule filolog. Fiecare dintre apendicele unor animale marine care servește la pipăit, la apucat prada și la deplasare? Branhie. Cu branhia nu, 4.900 de lei, fii atent, jumătate de minut. Poți. E organul ăla... Știi... Știi la ce mă refer? Da, cu ce nată pești? Nu chiar, da. Nu chiar. Tentaculă. Cum? Tentaculă. La singular. Singular. Tentaculă. Singular masculin. Tentacul. Tentacul! Câteva secunde erau. 5.700 de lei. În momentul ăsta ești sus de tot. Ești pe locul întâi. Ai 5.700 de lei și mai am 2 din 9 și 2 din 10. Ho-ho. 2 minute și 25 de secunde. Ai tot timpul din lume să câștigi mult. Cere și litere când simți nevoia. Foarte simplu, Vlăduț. Oră liberă intercalată între două ore de curs în programul zilnic al unui profesor sau al unui student.
Fereastră. Fereastră! Mamă! Rămânem la 9 litere. Vierme parazit de forma unei râme mai groase care suge sângele animalelor de al căror corp se prinde. Lipitoare. Lipitoare! O să iei toți banii. Fantastic. 7500 de lei. E incredibil. 7500 de lei. Acum, pentru un filolog, nu sunt întrebări foarte complicate. Hai să fim serioși. Acum oamenii se uită ce bine. Băi, ați dat fereastră ăstuia să-i dați banii mele. 7500 de lei. 10 litere. Masculin plural. Ești căsătorit sau nu ești? Nu. Te-am mai întrebat? Da. Și de ce am uitat? Nu știu. Starea civilă a unei persoane adulte necăsătorite. Celibatar. Plural, plural. Celibatari. Am folosit cuvântul anterior. Ultimul cuvânt format din 10 litere. Incredibil ce sumă uriașă de bani ai acumulat. Incredibil, ai 7500 de lei din cuvinte doar. Primul timp al respirației. Și am terminat cu tine. Fantastic de mult. Inspirație. Incredibil. Incredibil, ești un campion. Ai 9500 de lei. Aproape că nu-mi vine să cred. 9500 de lei. Mai aveai 2 minute și 10 secunde. 2 minute și 10 ca să termin. Aveai timp, cred că puteam să-ți mai dau cuvinte. Da, da. Unde ai terminat facultate? La Cluj-Napoca. Cluj, la Babeș. Babeș-Bolyai. 9500 de lei. Ești sus de tot. Din maximum de 9800, tu ai luat 9500. Ai ridicat mult jackpotul și ai ridicat și nivelul show-ului, domnule filolog. Mă bucur atunci. Mulțumesc că ați fost cu noi. Mulțumesc, Vlăduț, și eu. Să ai o viață frumoasă. Mulțumesc. O să te ține minte, Vlăduț.